Bună dimineața, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Ne aflăm în una din stațiunile foarte frumoase, interesante, pe care n-am mai vizitat-o de multă vreme. Suntem în stațiunea Neptun. Este dimineață, încă turiștii, probabil că n-au plecat, n-au ajuns pe plajă sau poate au ajuns. Suntem la început de iulie și zile frumoase atrag din ce în ce mai mult. Ieri fiind duminică, deci astăzi e luni, ieri fiind duminică, m-am trezit și mi-am zis, păi, dar nu există o biserică aici în stațiunea asta. Ce-or fi făcând credincioșii acei? Mulți, puțin cât or fi, când ajung pe plajă, sunt în stare să rupere legătura cu Dumnezeu? Bănesc că nu. Și așa, dragilor, am descoperit această biserică în construcție, cum o și vedeți. O biserică despre care nu știam multe lucruri. Chiar m-am întrebat dacă este singura biserică din stațiune. Sunt în discuție cu un cetățean, am aflat că este chiar singura biserică de aici. Ea, temelia acestei biserici a fost pusă în undeva în 94-95 și a fost ridicată undeva până la nivelul ferestrelor, îmi povestea, cu ajutorul localnicilor. Aici localnicii erau în jur de 660 de persoane. Și cu mica lor contribuție s-a putut ridica. Între timp, datorită privatizărilor, aici au mai rămas în jur de 200 de persoane. Mare parte au trebuit să plece, nu au mai găsit de lucru, s-au adus alții. Iată cum arată, vedeți, este chiar la roșu, cum să spunem, trebuie să vedem și înăuntru. Aici a fost tencuit un pic, nu? Prin exterior, dar în afară, înăuntru. Iată, din 94 puse temelia și cât de greu se înaintează. Da, deci nu de la ferestre începând încolo, totul este făcut din bănuțul văduvei. Adică de la voi, dragilor, cei care ajungeți, eu n-am ajuns de multă vreme, de ani de-a rândul, voi care ajungeți aici, puteți pune o cărămidă, da? Puteți vine cu o cărămidă și să încercăm să o ducem. Iată, nici catepeteaspă, nimic, doar câteva icoane, da? Puteam chiar la roșu, vedeți, cărămida se vede deasupra. Am fost plăcut impresionat ieri la Sfânta Liturghie, că, iată, cei care ajung aici creștini, nu stau pe gânduri, și Hristos îi cheamă întâi și întâi. Ei au lăsat plaja și au ajuns aici. El, Hristos, în stare de jertfă, ne spune tot timpul: Eu sunt, iată să citim, Eu sunt lumina lumii. Cel ce vine după mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și va avea lumina vieții. Deci eu sunt lumina lumii. Cel ce vine după mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Foarte important. Și, dragilor, trebuie să vă mărturisesc ceva. Ori am o
stare de bucurie, pentru că ieri Maica Domnului m-am rugat de mai multă vreme ca Maica Domnului să mă ajute să încerc să mă rog și eu cu toată ființa mea, că o fac de multe ori superficial și tare sunt nemulțumit de asta. Și ieri mi s-a întâmplat un lucru minunat. Lângă mine, vă și arăt locul unde ieri eram aici la rugăciune, deci aici, lângă mine, a apărut un tânăr, între 17-20 de ani, până în 20 de ani. Iar în momentul în care a început slujba și cu cât se înainta în slujbă, pentru că voi știți foarte bine, practic, liturgia nu este altceva decât o trecere în revistă de la nașterea Mântuitorului până la... Poate mă sună cineva să vă ține. De la nașterea Mântuitorului până la... Cred că sunt copii. Da, Lenuța, ajung îndată. Sunt la biserică, dar ajung îndată. Mă, acum, fac un filmuleț. Gata, ajung. Ajung. E bine, perfect. Da. Ba, perfect. Da, spuneam că sunt... Soția este cea care m-a sunat, pentru că trebuie să plecăm cât de repede. Și spuneam că ieri, în momentul acela al liturghiei, liturghia care înseamnă ce viața Mântuitorului de la naștere până la înălțare, e momentul acela de cânteți cu Sfintele Daruri, care înseamnă ce începerea activității de propovăduire a Mântuitorului. Și știți bine, urmează sfințirea pâinii și a vinului, deci trup și sângele Domnului. Ei, acel tânăr cât a stat lângă mine, a plâns continuu. Și a zis, Doamne, ce stare minunată are acest tânăr și ce în urmă sunt eu în legătură cu trăirea asta duhovnicească. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Maica Domnului, îți mulțumesc pentru bucuria care mi-a făcut-o ieri, descoperind modul în care trebuie să mă rog. Îți mulțumesc, Maica Domnului. Voi, cei care ajungeți în stațiune, încercați să păstrați legătura cu Dumnezeu, trecând și pe această unică biserică din stațiune. După câte am înțeles, deci Olimp Neptun, nu mai știu celelalte, Saturn, dacă ori mai fi o biserică prin celelalte, dar asta este pe scurt istoricul acestei biserici aflată în lucru, care are mare, mare nevoie de ajutor. Dumnezeu să ne ajute și să reușim să venim cu o cărămidă. La revedere, dragilor!